Bună ziua! La ședința de îndată de astăzi, din totalul de 20 de consilieri în funcție, sunt prezenți 12. Aș vrea să vă supun la vot primul proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în persoana domnului consilier Beloiu, președinte de ședință propus pentru o perioadă de 3 luni, conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc frumos! Da. Bună ziua, vă spun și vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Începând de astăzi, timp de 3 luni de zile, vom, împreună cu dumneavoastră, vom aproba și vota toate proiectele de hotărâri necesare romașcanilor și comunității romașcane. Vă mulțumesc încă o dată. Pentru ședința de data de astăzi, prin dispoziția numărul 287 din 9.3.2017, se convoacă Consiliul Local cu ordinea de zi. Ați primit-o fiecare pe tablete. Avem 5 puncte oficiale și unul suplimentar. Vă rugăm să, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Să dăm citire acum proiectului de hotărâre numărul 2 privind solicitarea înscrierii în programele guvernamentale de construire de locuințe și încheierea unor parteneriate în acest scop. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrația Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Trecem la proiectul numărul 3, privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Vasile Sav din Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 4, privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții consolidare, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Liceului Tehnologic Episcop Mesitedec Roman. Da, deci Liceul Teologic Episcop Mesitedec. Da? Da? Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 5, privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Eu v-aș propune aici să mergem pe articole, că sunt mai multe sume. Și să luăm articolul numărul 1, alocarea din bugetul local a sumei de 3.150 de lei Colegiului Național Roman Vodă din Roman pentru organizarea în bune condiții a concursului național de fizică Evrica în perioada 31 martie-2 aprilie 2017, conform acordului de parteneriat din anexa pe care ați primit-o și dumneavoastră. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă îmi permiteți o intervenție, da. Cheltuiala aceasta este solicitată pentru a putea fi produse mai multe culegeri de fizică în memoria profesorului Mircea Grigor, care s-a pierdut anul trecut și care a lăsat materiale deosebit de prețioase pe care colegii din Asociația Profesorilor de Fizică le-au preluat spre publicare. Aceste culegeri vor fi distribuite elevilor participanți la acest important concurs de fizică Evrica.
Și în sensul acesta este solicitarea făcută către Consiliu. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumesc. Trecem la articolul 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1000 de lei școlii gimnaziale Mihai Eminescu din Roma pentru premierea câștigătorului ediției a 3-a concursului interjudețean Matematica pentru toți, ce se va desfășura în data de 30 martie 2017. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate. Avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Și articolul 3. Se aprobă alocarea din bugetul local la sume de 2500 de lei colegiului tehnic Petru Poni din Roma pentru premierea câștigătorului concursului interjudețean de matematică Alfa și Omega, ediția 16-a, în perioada 7-9 aprilie 2017. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe. Aviz favorabil. Și avizul Comisiei Juridice. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Și mai avem un proiect suplimentar. Hotărâre privind mandatarea reprezentării municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Administrarea Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Supunem. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Deci, cu această ocazie s-au epuizat ordinea de zi. Dacă... Da, dacă îmi permiteți și mie câteva cuvinte, domnule președinte, vreau să felicit în primul rând Consiliul Local, membrii Consiliului Local, pentru că au dat dovadă de mare responsabilitate atunci când achesează la proiectele pe care le spunem dezbaterii publice și vă anunț că ieri am obținut locul întâi care s-a acordat municipiului Roman, este și meritul dumneavoastră al consilierilor locali. Locul întâi, vă spuneam, pentru reducerea cantității de emisii de dioxid de carbon. Am redus în anul 2015 363,4 tone. Este vorba de acel proiect Orașe Verzi, Regiuni Verzi, finanțat de, prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Aceasta este și diploma pe care am obținut-o ieri. Cred eu că e important să știm cu toții că implicarea noastră în protejarea mediului este importantă. Acum am văzut că lipsesc și colegii de la PSD, îmi pare rău că nu sunt și plecat, nu știu. Sunt și prezenți pentru a primi și ei aceste merite. Sigur, îi mulțumim și domnului deputat Leoreanu, care a fost și el prezent la această conferință. A fost vorba de o conferință în două zile. Dumnealui a reprezentat și Parlamentul României la acest eveniment. Și sigur, și în calitate de inițiator al acestor demersuri, îi mulțumim și domniei sale. Pe ordinea de zi de astăzi au fost o serie de proiecte foarte importante, de aceea și caracterul de îndată. Noi am dat mapele de ședință încă de ieri pentru a fi supuse dezbaterii de către consilierii locali, chiar dacă legea prevede la ședințele de îndată că pot fi acordate chiar și în ziua ședinței sau chiar cu câteva ore înainte. Noi am zis pentru transparență să fie date cu o zi înainte. E vorba despre depunerea două proiecte pentru finanțare la Ministerul Dezvoltării, așa cum ați văzut, Liceul Tehnologic Vasile Sav și Liceul Teologic Episcop Melchisedec. Două clădiri care necesită intervenții și finanțări și cred eu că e în interesul tuturor să aprobăm aceste devize actualizate. E vorba de acele construcții de locuințe, de serviciu pentru tineri, pentru tinerii din domeniul sănătății și din educație.
și de asemenea alocarea acestor sume de bani, unele dintre ele având caracter urgent pentru faptul că, din cursul acestei luni vor avea loc aceste concursuri și trebuie, au nevoie de aceste sume de bani. Îmi pare rău că nu sunt toți consilierii la fel de responsabili. Chiar în trecut știu că au fost o colaborare foarte bună, ca drept dovadă și primirea unor premii la nivel național. Deși de la județ nu ne ajută cu absolut nimic, văd că preiau acest model de ignoranță față de cetățenii municipiului Roman. E important însă că suntem noi ceilalți, de aceea este foarte important votul când se acordă la alegeri și cu această ocazie sper ca romașcanii să vadă cine este responsabil și cine este iresponsabil în activitățile politice pe care le realizează. Vă mulțumesc! Aceasta ordinea de zi fiind epuizată, încheiem ședința de data de astăzi. Vă mulțumesc!